Deocamdată, știți că bugetul nostru se face în urma contractării cu casa de asigurări. În mod normal că contractele și negocierile vor avea loc la sfârșitul lunii martie și vor intra în vigoare cu 1 aprilie. Dacă asta în condițiile în care apar norme de aplicare ale contractului cadru. Anul trecut, de exemplu, am funcționat cu acte adiționale. Până în prezent suntem tot pe act adițional cu 1/12 din bugetul anului trecut. Sperăm că indicatorii spitalului au crescut foarte mult, pentru că suma contractabilă la spitalul public este dată de o formulă în care doi indicatori pot fi influențați în mod direct de activitatea spitalului. Și primul este indicele de complexitate a cazurilor, deci cu cât acesta este mai mare, deci cazurile sunt mai complicate, suma contractabilă poate fi mai mare. Și al doilea este durata medie de spitalizare, care este un indicator invers proporțional, deci cu cât este mai mic, suma este mai mare. Asta pentru a nu încuraja spitalele, nu numai publice, că aceeași formulă se aplică și la contractările în zona privată, de a ține pacienții în mod excesiv în spital, numai ca să fie. Dar noi sperăm la un contract mult mai bun ca anul trecut. Mult mai bun. Pentru că indicatorii de performanță a spitalului au crescut foarte mult. Noi în prezent suntem în contract pe indicatorii realizați pe 2017, cei care au fost aprobați în norme în anul 2018, la un indice de complexitate a cazului de 1,2378 și o durată medie de spitalizare de 6,43. Încă nu am primit confirmările de la Școala Națională de Statistică, pentru că ei validează toate cazurile și confirmă acești indicatori, dar pe evidențele noastre, probabil în acest an vom fi undeva la 1,46 indice de complexitate a cazului, iar durata medie de spitalizare 6,0304. Și asta în comparație cu spitalul regional sau o clinică, asta unde se situează, pe unde... Se situează într-o stare de normalitate. Deci interesul nostru este nici să supracodificăm ca să încercăm să atragem mai mulți bani, pentru că ar fi o ilegalitate. Noi vrem să codificăm corect și să încasăm munca care am prestat-o. Sunt spitalele clinice care au 1,7, 1,8, 2 indicele de complexitate a cazurilor. Dar vă dați seama, eu când am preluat mandatul, spitalul avea un indice de complexitate a cazurilor de 1,5, pe care era mai mic decât cel la Sanovilul, ceea ce era absolut ireal. Pentru că, să fim serioși, cazurile sunt mult mai complexe la spital decât cele realizate în Sanovilul.